S-au împlinit 67 de ani de la cel mai mare val de deportări din Basarabia. Foști deportați și rudele acestora, dar și oficiali din Drochia, au comemorat victimele deportărilor regimului comunist din 1949. Astăzi și în orașul Drochia, ca peste tot, ca în toate localitățile din țară, au fost comemorate victimele celui de-al doilea val al deportărilor în masă staliniste. Am menționat-o și o mai repet că este de datoria noastră a celor din prezent și celor din viitor, urmașilor noștri, ca să cinstească, să cunoască istoria neamului nostru. Conform datelor oficiale, în ziua de 6 iulie 1949, au fost deportate în Siberia 11.293 de familii din Moldova, sau peste 35.000 de oameni. La monumentul represaților au fost efectuată o slujbă de vină de pomenire și au fost depuse flori. Doamne, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Dumnezeu, împărăția cerului și iertare păcatelor lor, la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeu nostru să le cere! Doamne, Doamne, miluiește! Deși au trecut mulți ani, atât foștii deportați cât și rudele acestora, cu lacrimi în ochi și durere, povestesc despre acele clipe trăite. Ne-au încărcat cu tele, cum am fost, ne-au adus aici, ne-au suit și mai mult, chem când ne-au dat drumul. Fratele ne-au murit acolo cu mnata, părinți, știți pe ce? Așa au fost, n-ai spate. Ne-au dus prima dată, că au fost ea ca așa în vremea asta, cald și cum s-au găsit în casă și ne-au luat disculță dezbrăcat și ne-au dus și tare, ne-a fost greu anul întâi, n-avem cu cine îmbrăca, cu cine încălța și tare greu ne-a fost. Pe urmă, încet am început să lucrăm, lucrau părinți chiar deodată și noi, copiii, tot ne-a pus și lucram. Ce-am l-a prăjit greu, l-a prășit, la... așa cum eram, că de 10 ani eram când ne-a luat. Ne-am făcut casa doilea an, am strâns, am cumpărat și din încălțat, din îmbrăcat, era jerumă. Și am făcut casă de cherpici cu maișe și nu n-o dădeți usușii și când o dat un jert de 50 ceva de grade, un gheațat și așa am ședut, promoroac pe pereți era și gheata mamă, Dumnezeu să o ierte, ne făcea tătă noapte focul ca să ne încălzim noi. Părinții mei au fost deportați, au fost ridicați în anul 1946 în Siberia, împreună cu bunei, unde au fost supuși la o muncă silnică de 10 ani. Noi am trăit într-o casă unde trăiau animalele. Eu țin minte până am plecat la școală, până au construit părinții altă casă. Din Fondul Republican de Susținere a Populației au fost alocate 160.300 de lei. Fiecare persoană deportată sau deținut politic va primi câte 700 lei. Banii pot fi ridicați la Poșta Moldovei. Actualmente, în raionul Drochia mai sunt în viață 229 persoane. Conform datelor oficiale, peste 35.000 de moldoveni au fost trimiși în Siberia în 6 iulie 1949.